Începem. Da, mai am ei. Continuăm și, așa cum am spus, vorbim despre evenimentele care urmează. Aș vrea să vedeți ce se întâmplă în pauza de publicitate. Atmosfera este cu totul alta și probabil că veți vedea un pic în cea de-a doua parte asta, pentru că invitații mei sunt cu totul altfel decât într-un sens bun. Ne-ai imprimat pe pauză? Cred că da, s-a imprimat undeva. O să dăm probabil într-o ediție specială tot ce s-a vorbit. Nu se poate. Mama, cine nu am făcut chestia eu? Asta? Cine a făcut cine? Chestia? Da, cine? Cine și-a pierdut? Noi suntem în trecere. Domnul Adrian Romcescu, domnul Florin Apostol și nu doamna Geta Nicolae. Nu ne vedeți cu ochi buni. Vă vedem cu ochi buni. Vă privim de asemenea așa cum trebuie. Vorbim despre muzică, însă îmi cânta domnul Apostol înainte de emisiune și în pauza de publicitate un cântec al megastarului și la mi l-ați cântat împreună. Poate facem... Numai noi am vrut să-i cântăm o piesă, o piesă doamnei... Cântați așa în direct. 1, 2, 3. Ale tale, ale tale, sărutări criminale. Și acum ocupăm. Neapărat, ca să fie, da, dacă și? Se întâmplă vreo nenorocire. Deci, să nu mai frici iubeta. Sunteți iubită, doamna Nicolae. Jurat că nu spunem nimic de chiuvetă. N-am spus nimic. Noi am fost că noi în general facem ceva cu geta, cu chiuveta, cu... Dalea de la alt megastar, de la Ștefan Bănică. Aha. Cum e la... Cum era? Un pic, da. Veta, nu, era cu veta. Așa, la ei este geta cu chiuveta, da. Chiuveta. Da, sunt niște oameni de excepție și sunt mândră că e... Cine ăștia? Ștefan Bănică? Da, vorbim și noi de niște oameni. Costioniță? Da. WhatsApp? Da. Cu WhatsApp se vorbește gratis pe el. Da? Eu am altul care îi spune Viber. Da, mie... Și pe ăla se vorbește gratis. Sunt mulțumită că la aceste și la aceste festivaluri care le-am avut, am avut, zic eu, oameni de calitate. L-ai și nu zic serios. Foarte bine. Exact, sunt de-a lungul edițiilor l-am avut pe Alexandru Jula, care este un... Te pupăm, Alexandru, și la mulți ani. Pe Daniel Iordăchioaie. Ne mai vedem. Cu Daniela și dansat. Da? Cu Daniela dansat. Pe ce ritmuri? Înainte să slăbească. La dumneavoastră, la campus, am secvență când Alexandru Jula, pe recitalul lui Alexandru Jula, eu cu Daniel dansam. Da, era înainte de... Și era înainte când aveam câteva kilograme și eu și el. El avea câteva... Cine, câteva Daniel? Câteva mai mult. Așa. Daniel, iartă-ne. Să revenim. Ei, e bine că și-a revenit până la urmă. Să revenim la jurul de anul ăsta. Cântările lui Jula. Da, numai pe cântările lui Jula. Lumea avea o anumită atracție. Da. Nu? Da, uite, apropo de Alexandru Jula, îi fac mică publicitate. La 80 de ani pe care i-a făcut, i-a primit anul ăsta. Sandu, bravo, ne-a zis. Pe 14 luna asta își lansează noul CD cu un concert. Așa că v-a făcut invitația, cameră, cata. Ce da, da, suntem pe 14 noi cel puțin. Concertul îi spune sărutări criminale. Exact. Cum a fost la Bușteni? Știu că ați venit de la Bușteni. A fost un festival acolo. Ne-am dat pe pârtii, am fost la Babele. În general, răcoare. Zăpadă multă, nu? Răcoare. În general, răcoare seara. Face și Asociația Bele Arti. Organizează niște festivaluri de excepție, iar acesta a fost într-adevăr un festival destul de amplu, care a durat 3 zile, cu 2 melodii cântate, o melodie într-o zi, o melodie într-o zi cântate de concurenți, de aceiași concurenți. Da, a fost un festival frumos și mi-aș dori și eu să fac la Buzău, să pot să am finanțare, să fac și eu la Buzău un festival cu dansatori pe spate, în spatele artistului, copilului care cântă și pe o durată mai mare, dar... Vreau să vă spun, acum vorbim serios. Glumă. Acolo, la Bușteni, unde am avut... Unde noi i-am tăiat și geta i-a cărat. Și nu m-au dus la Babele. Îi părăsc. N-au vrut, nu? Noi... vrut să mă ducă la Babele. Care a fost motivul? Noi. N-am avut timp.
N-am găsit niște babe să le punem în mijlocul drumului. Cum erau babele prezentabile, nu? Aș fi dorit să discut ceva mai serios. Vă ascultăm. Cu cine? Dar cum să discut serios când mergi la Bușteni și dai telespectatorii. Deci acolo a fost un juriu de excepție. Da, corect. Așa. Mai ales că acolo am fost eu. Da. Așa se va întâmpla și la Buzău, este chiar președinte. După care a fost Geta, a fost Florin, a fost Mihai Alexandru. După care a fost. A mai trecut în trecere pe acolo și Aurelian Temișan. Da. În trecere. Cine a mai fost în trecere? Liana Elecheș. Liana Elecheș era televiziunea română. Andrei Chereștei. Andrei Chereștei. Din păcate, adevăratul tata n-a venit. Da, a venit el. Falsul. Nu, da. Ăsta este un băiat excepțional. Eu sunt la ora de, v-am spus, da, nu m-am întărât. Da. Și a mai fost Monica Davidescu. Care a prezentat Ovidiu Cuncea. Ovidiu Cuncea. Deci care vreau să vă spun, pe bune, ăsta putea fi juriu de Mamaia. De Mamaia. Dacă ar fi existat Mamaia. Nu, eu vă spun din punct de vedere valoric. Da. Nu, atât prezentare. Da, e alu Mazăre. E Mamaia, nu, ăla este cu da, e altceva. Ce am putea face cu Mamaia alu Mazăre? Da, dar e Mamaia alu Mazăre acum. La un moment dat, Mădălin am un SMS de la el. Mădălin mi-a spus așa, ce bă, ăsta în loc să facă Mamaia, ce acum caută gladiatori. Da. La care Mădălin vă referiți? Voicu. Așa, ca să știe. Am fost coleg de cu el de, și de liceu și de conservator. Și el e la Constanța, mă rog. Am zis că o lăsăm cu politicul, dar mă rog. Nu e politic, eu spune așa, ce mă, ăsta în loc să facă Mamaia, ce perioadă are loc, a căutat gladiatori pentru carele lui alegorice. Da, da. Deci mai curând gladiatori. Da. Dar Mazăre nu are treabă cu Mamaia. Vorbeam de juriu acum, da? Juriu și componența. Da. Juriu, prezentarea. Da. Tot ce a fost, s-a întâmplat acolo, a fost de excepție. Juri de la... Și copiii de acolo, cred că într-adevăr, absolut, lăsând gluma la o parte, vreau să vă spun că au avut, cred eu, o experiență de neuitat. Ceea ce mă bucură pe mine cel mai mult când îi văd pe copiii ăștia, este că vin cu încredere, după care am avut și eu câțiva elevi da, acolo. Da, vezi și o evoluție. Și mai mulți dintre noi. Am avut câțiva elevi la diferite... Secții, ei sunt categorii de foarte bine da, definite de vârstă. Și o evoluție față de anul trecut. Evident, da. Da, că noi am fost și anul trecut. Acolo trebuie să mulțumim, mă rog, și primarului. Da. Omul da. S-a implicat. S-a implicat. Păi, da, și așa mai departe, adică nu se poate face chiar așa. Da. A fost finanțare și atunci unde este finanțare da. Poți să aduci și oameni și de excepție, și oameni de valoare. Trebuie să-i mulțumim că nu se poate altfel. Deci numai ca să aduci un asemenea juriu înseamnă enorm. Au fost aproape 90 de copii, a fost mamut, un maraton pentru noi ca juriu, dar cel mai important lucru este când îi vezi, domne, la final, cum ei știu fiecare, își găsesc locul lor. Ce, m-am fost la grupa aia, nu știu, 11-13 ani, dar au fost aia 2-3 care... Trebuie să mai muncesc. Da, am primit câteva mesaje și aș vrea să vi le citesc de la telespectatori. Da. Cineva spune, eu sunt adeptul muzicii anilor 70-80 internaționale și muzicii românești în 89. Yeah, era cel mai bine la orice post de radio sau TV. Vocea României se difuza. Alți telespectatori spun că se bucură enorm că vă văd și că ați venit în Buzău. Și că vă iubesc în continuare, asta vis-a-vis de ce spuneam, că sunt oameni care vă iubesc și acum, pentru că și noi vă iubim tare de tot. Mulți tineri care vă ascultă muzica. Da. Asta înseamnă că încă se poate. Da, și e bine că ați ales Buzăul, chiar dacă autoritățile n-au făcut dar mare lucru. Dar de ce? Cum să nu alegi Buzăul? Cum să nu alegi Buzăul? Eu vreau să vă spun că prietena mea, colega mea de bancă, a fost regretata Mihaela Runceanu. Prietenul meu bun de suflet și în ziua de astăzi este un alt enorm talent, Laurențiu Cazan. E un oraș, Lucia Dumitrescu, da. O mare voce și o fată care are încă foarte, foarte multe lucruri de spus. E tânără și a fost Adria, Adria Șerban, nu știu, îmi pare rău. Toni la fel, exact. Toni Șeicărescu, la fel.
atâția oameni valoroși și în general să știți că Moldova abundă cu talente. Nu, avem copii buni. Da. Avem copii buni, s-au și Muntenia abundă. Peste tot sunt talente. Aș vrea să vorbim puțin despre evenimentul care se apropie, cel în care se implicați copii. Geta, și, ce ne pot spune de perioada? Deci festivalul se va ține pe data de 20-21 septembrie. Sigur. Cu bucurie. 20, dar aș vrea să vorbim septembrie. Pe data de 20 va avea loc... Ce ne poți spune de juriu? Poți? Sunt foarte curios. De juriu, ce ne poți spune? Pe data de 20 va avea loc muzica ușoară. Da. Unde va fi în juriu... Cine? Președintele juriului, prietenul meu. Moa. Adrian Roncescu. Mai departe. Florin Apostol. Și eu. Nu este tot prietenul dumneavoastră? Prietenul meu. Păi, de un an de zile. Ei sunt prietenii mei de un an de zile. Sunt prietenii mei de un an de zile. Geta, poți să spui totul până la capăt. Noi suntem cinstiți. Spun tot. Da? Spune tot. Spune-mă că venim de la tine de acasă. Așa. Spune. Mai face parte Larisa Avram de la TVR. Bravo, da. Și mezzo-soprana Dina Sima de la Pitești. Și vicepreședintele Asociației Music Factory, Liana Șerbat. Domnule Apostol, pot să intervin cu o întrebare? Îmi dați voie. Câți copii vor fi în concurs? Câți copii aveți? Și cu o nouă întrebare, și câți copii aveți? Păi erați prezentatorul emisiunii și am intrat un pic peste dumneavoastră. Nu știu sincer câți, dar mă rog. N-ați aflat încă. Câți copii vor participa? Noi sperăm ca să vină mai mulți. Pe secțiunea de muzică ușoară să avem în jur de 80-90 de concurenți, iar pe secțiunea de muzică poate că după această emisiune s-au hotărât și ceilalți 100 care își doreau. A, încă se mai fac înscrieri? Da, bineînțeles. Da. Înscrierile se vor face până pe data de 15 septembrie, iar la muzică populară în jur de 40-50. Spune-mi juriu care l-ai la muzica populară. Revin la muzica populară. Da. Pe data de 21 va fi Dor de cântec românesc, ediția 3, muzică populară, unde va fi același juriu, mai puțin domnul președinte, care ne părăsește. Care are o... De ce faceți are așa nuntă. Ceva? Are o nuntă. Ne părăsește. Serios? O nuntă? Are o plimbare până la Slobozia. Da, și va fi nu se mai fac sănătoși. Și va fi președinte de juriu, Maria Șalab. Da, e, pleacă la Slobozia. Eu am spus că la pregătirea mea muzicală nu-mi permit să fiu președinte de juriu la muzică populară. Și la muzică populară. Corect, dragă. Domnule Roncescu, știu că ați cântat în fața a 3 dictatori. Nu-i adevărat? Ba da. Păi, să vorbim un pic despre asta. Aș vrea să-mi povestiți. Deci, fiate că dar vreau să invit copiii. Invitați-i să pe copii și după aia vorbim și despre Saddam. Mai oameni buni. Trimiteți-vă copiii la treabă. Da, și mai am încă este, stai un pic. Da, scuză-mă. Să fac o lecție. Să vină 100. Să știți că deja totul e aranjat. De aici să vină. Adică rezultatele sunt rezultatele... aranjate. Nu, da, să nu credeți. Să nu credeți. Stai că mi s-a deci eu mi-am făcut o foarte bună reclamă ca președinte de juriu. Nu vă... Acum să vă fac reclamă. Vă rog eu frumos de tot. Veniți, încurajați-vă copiii și să aveți extrem de mare încredere într-un juriu super, super mișto și competent. Domnule Roncescu, vreau să-mi spuneți în câteva cuvinte despre experiența de a cânta în fața a 3 dictatori, unul al nostru, și de asemenea ați cântat și în fața lui Fidel Castro și în fața lui Saddam Hussein. Cum a fost? Soarta! Păi soarta a fost, da. Da. Am în... Eu nu eram unul dintre favoriții celor chemați la recepții. La recepții, pe mine nu, eu eram cu englezisme, eu și Aurelian Andreescu nu prea. Mai curând venea Dan Spătaru și mai mulți. Lui îi plăcea asta cu Radu, mami, Radule, mă rog, Dolănescu nelipsit, săracul să-l odihnească Dumnezeu acolo și cu mai mulți alții. Dar eu, mă rog, odată, nu știu, probabil că nu fi putut vreunul să vină și m-a dus pe mine și am dat și eu mâna. Sunteți modest. Păi da, eu cred că n-a putut cineva să vină, că eu nu eram... Nu erați în cărți. Nu eram în cărți, de niciun fel. Și vine ăsta și o dă pe Tom Jones-ul, pe Engelbert, Humper, din pe noi. Nu, nu ne trebuie de aia, Radu, mami, Radu, e dat cum păr. Zicea el Saddam. O fi zic, nu Saddam, asta Nicu, cea, Nicolae. A, nostru. A, da, Nicu, Olae, da. Ăsta era greul greilor. Eu îl știam pe Fisul. Că eu, dacă veneam toate barurile și pe acolo cântam noi
eu, Aurelian Gidobrică, Dan Pătaru. Era venea, să vă cunoașteți. Nu după noi veneau, după balerine. Dar venea. Da, venea. Da. Nicu, ăsta mic. Și am cântat și am dat și eu mâna. Dacă era treaba, cel mai gros din lucrurile era că la el nu puteai să fumezi nicăieri. Nici pe holul, nici la baie, nici intrai, cred că, direct în pârnaie. Deci nu se putea. Și atunci am dat mâna și eu cu Nicolae Ceaușescu. O dată. După aia, în 82, am plecat cu trupa lui Marin Pechea, Cromatic, o trupă absolut de excepție, și am deschis Ishtar Sheraton Bagdad. Sheraton Bagdad. S-ul ăla vine, care vine de la Sheraton, vine și de la Saddam. Și pe chestia asta i-au făcut probabil un parteneria, ceva nu știu, pentru că ultimele patru etaje, de acolo nu mai mergea liftul mai sus, erau al lui Saddam. Și noi fiind prima trupă care, cu tot personalul, mă rog, al Sheraton Bagdad, a venit și a dat mâna cu toți. Și a mai dat mâna și cu Saddam Hussein, care era o frumusețe de om. Un om de o frumusețe, da, foarte pe de-acum, 82, când a luat Italia campionatul mondial. Că clădirea a fost făcută de italieni și scria Forța Italia, pe toată, pe care au spoit-o și, mă rog, au vopsit-o din nou. Și a treia oară, în 73, a fost cu Marina Voica, cu Eva Kiș, cu Sile Dinicu, cu Orchestra Radio, într-un schimb cultural. Și imediat mă lansese la Mamaia în iulie, jumate lui, în iulie și septembrie mi-au dat derogare ca să nu mă duc la liceu, intram în clasa 11 și am plecat în Cuba, o lună de zile. Erau acele schimburi culturale și eu m-am dus cu Marina Voica, Eva Kiș, era, mă rog, mai de vârsta mea, așa, și am plecat. Și acolo, iarăși, schimb cultural. Păi vin ăștia, ambasadorul, anunce, și am dat mâna și cu Fidel Castro. E, așa s-a întâmplat, vedeți că povestea de fapt nu e așa de interesantă. Oricum, aveți ce povesti și îmi pare tare rău că a trecut mai mult de o oră. Și aș fi vrut să mai stăm câteva ore să vorbim, să râdem, că văd că... Eu vreau să vă spun că aș vrea odată să vin la voi aici, la voi în Buzău. Așa. Să vă cânt, domne. Asta vrem și eu. Să vă cânt. Să cântăm, domne, că de așa, vorbi direct, să-i lăsăm pe parlamentari pe ăștia să vorbească. Că ăștia au vrăjeală, au... dar noi n-avem. Noi, da, da, cântatul mai mult. Romcescu, mai am o întrebare de la un telespectator pentru dumneavoastră. Cum vă poate contacta? Ar vrea să ia legătura cu dumneavoastră? Eventual lăsați date de... Uitați ce vă fac. Vă las, eu nu știu că fac, am voie așa ceva. Numărul de telefon? No, e-mail. Nu, e-mail. No, no, no. Nu, mai bine le lăsați. Vă rog frumos, contactați aici pe dânsii. Și mai mult de atât, copiii care doresc să se înscrie și care doresc o piesă de la mine, de la Mălina Olinescu, mi-e dor de tine, sau eu cred negative, că mă ascult negative. Pentru a putea fi interpretat în concurs. De la Andra, vreau zâmbetul de ieri, vreau să, dacă vreți piese, de la Alexandra Ungureanu, o nebunie, de la mine, sau de la altcineva, vă rog frumos, lăsați aici o dorință, iar eu vă trimit negativul absolut gratuit și original. Asta este promisiunea mea pentru dumneavoastră și vă aștept copiii să vină acolo și să îi cunosc și eu și să iasă un festival cum meritați aici, pentru că sunteți un oraș de super, super talentați. Pentru spectatorii, telespectatorii dumneavoastră, pot, care vor să-l vadă pe Adi Roncescu, pot spune că pe data de 20 sâmbătă la festival va avea un recital. Un recital, micro, da. Un micro recital unde dezvăluim cu cine vei cânta în duet. Nu. Nu. Lasă surpriză. Va fi o surpriză cu cine va cânta în duet. Nu. Dar va avea două, trei melodii în recital. Deci cine vrea să vorbească cu Adi și cine vrea să-l asculte, poate să vină la festival și să-l asculte. Și mai mult de atât, dacă vor într-adevăr să audă piese cu mine, cu Adi Roncescu, interpretate aici în Buzău, da, în studioul dumneavoastră, pot scrie pe adresa dumneavoastră să facă acest lucru, să-l ceară și noi ne prezentăm și venim și facem o emisiune numai de muzică. Dar să știți că ce v-am spus apropo de negativele alea, gândiți-vă la ce v-am spus eu, Mălina Unescu, Andra, Alexandra Ungureanu,
piese din repertoriul meu, dacă aveți cumva nevoie, sau altele, dacă aveți nevoie, chiar vă spun că vă ajut cu tot sufletul. Și dacă vorbeam de recitaluri, pot să spun că la festival va avea în prima zi la muzică ușoară, va avea Adi Roncescu și Florin Apostol și Denisa Trofin și surpriza pe care n-o spunem, iar la muzică populară va avea recital Maria Șalaru și deținătorul trofeului de anul trecut, Vasile Emanuel Muntean. Vom fi acolo cu siguranță. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați și venit astăzi în studioul nostru. Mult succes și aș vrea să ne revedem cât mai curând. Mulțumim și noi. Eu vă mulțumesc mult și mă bucur că am reușit în sfârșit să fiu în Buzău. Trebuie să veniți mai des împreună. Eu vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit în această seară. Rămâneți în continuare pentru a urmări emisiunile Campus TV. O seară frumoasă!